Și vom încerca să aflăm de ce ar trebui să plecăm în anumite locații cu ei. Vom merge și vom întreba pe rând de ce ar trebui să zburăm sau să plecăm într-o anumită locație cu ei. Hai să vedem, o să începem de aici și din partea asta. Da, am o curiozitate, fetele alea care, nu știu, sunt casierițe la Ocean, de exemplu, da. Și au hashtag-urile My Dubai de la dumneavoastră, au luat, pentru că în bugetul ăla m-aș încadra și eu, adică aș vrea să... Trebuie să verificăm pentru fiecare dată de presare. Ne întoarcem în preistorie, în paleolitic, în cretacic, în... E înmatriculat? Spune dacă e înmatriculat. Da, are numele de Craiova. Da, e înmatriculat pe Craiova, da? Da, are sub dinții aici, dacă observați. Unde? Are dinții, are bună chestie. Deci e cum ar fi modelul zâmbetului Iliescu. Nu? E zâmbetul, e mai bătând decât Iliescu? Cu câțiva ani, e frate mai mare. Ca de obicei, cea mai punctuală agenție din România se află alături de noi la Târgul de Turism. Deci ar trebui să mergem cu CFR Călători, am zis. Un loc de transport foarte sigur. Așa. Condiții. Punctual. Punctual. Se poate. Așa. Credeți dumneavoastră. Dar cel mai bine e să mergeți cu trenul, să vedeți despre ce vorba. Ați făcut simularea chiar și din zona Oltenia, adică sacoșa aceea de rafie, dacă o vedeți, nu de acolo de sus. Nu e de rafie. E un geamantan. Păi ce să facem? Acum vom simula. Zicem că eu sunt un călător și nu am bilet. Da. Cum rezolvăm această problemă? Adică dumneavoastră sunteți nașa. Da. Nașa. A venit nașa. Bom. Nașa mea. Cum? Nașa. Așa se spune popular. Nașa. A venit nașa. Da, am nevoie să vă oferim un... bilete de suprataxare. Gratis? Nu gratis, tocmai este mai scump decât biletul de la casă. Cu cât? Cu 50%. Dar de ce? Adică nu putem să avem mesaje. Să zicem că am ajuns în ultimul moment și n-am prins trenul. Pentru că era obligația dumneavoastră de a procura bilete din stația de... Și nu putem să facem cumva, adică să fie bine. Nu. Vă spun acolo, dar chiar în domeniu, da? Ia să vedem. Deci domnul este călător și nu are cum poți călători. Să zicem că mă aflu în tren și am achiziționat o legitimație de călător. Ce să Da, puteți să vă... Dacă nu v-ați achiziționat legitimație de călătorie de la casele de bilete, da, am ajuns prea târziu, adică nu că n-aș, adică banii i-am fix de bilet. Fix de bilet, facem exercițiul ăsta. Deci eu am banii fix de bilet. Mergeți cât v-aș și în rest nu am. Nu aveți decât banii de bilet de la casa de bilet, da? Bilete de la casa de bilet. Deci nu putem să vă emitem preț de la casa de bilete, doar preț de parcare în tren. Și dacă nu mai ajung banii, că nașa a zis dacă că e mai scump. Nu vă ajung banii, deci dacă nu vă ajung banii, mai aveți încă o variantă. Se numește proces de contravenție. Cum ar veni pe caiet, adică eu vă dau acum cât am și... Pe caiet, da, pe caiet, nu. Prezentați actul de identitate și... Așa, adică amendă? Da, amendă. Nu mai facem nicio treabă cu dumneavoastră, da, că mi-a dat amendă, auzi? Am luat amendă și nici măcar m-am urcat în tren. Treceau batalioane române, Carpații la arme cu... telefonii. Așteaptă izbă. Hai cântați cu mine. Așteaptă și frate, cu inima la bucă. Nu prea voce, pare rău. Ardealul, Ardealul. Ardealul ne cheamă. Hai vino cu asta. Și că ziceam că Ardealul ne cheamă, asta înseamnă să fii român adevărat. Am luat de la fie să-i trimit mândri, ibovise. De ce v-ați îmbrăcat așa? De 8 martie. E o treabă pentru femeile care au făcut cu soldați? Nu, e de 8
chestie. Dar de ce? Noi suntem îmbrăcați așa pe așa vă îmbrăcați în mod normal? Și, de exemplu, aveți un animal de companie? Cel mai bun animal de companie l-ai în curte. Păi așa, și când ieșiți la plimbare cu animalul de companie, tot așa vă îmbrăcați? Da, și cu soacra. Și, a, păi da, soacra e cel mai mișto animal de companie. Ați dresat-o? Nu, dar este un animal blând care trăiește pe lângă casa ginerului. Pe lângă casa, adică nu o primiți înăuntru, e pe lângă. Și se hrănește cu zilele lui. Și v-a mâncat mult, că vă văd așa. Arătați bine pentru vârsta noastră de 21 de ani. Lumină. Amic, și acum unde mergem? Hai să mergem undeva. A rămas așa cum am văzut. Cu ce ai vrea să zbori până la Herculane? Cu elicopterul. Aveți și elicoptere aici la zona asta? Direți elicoptere. Aș dori și eu un elicopter. Eu stau la etajul 6 și când nu merge liftul, aș vrea să... Credeți că... Cum? Adică cu abonament, cu o carte? La mulți ani? Așa, cu abonament, cu o cartelă, cu ce? Asigurare. Păi am RCA. Ați asigurat că RCA? Puteți veni și vedeți în față cele mai noi echipamente în domeniu pentru înghețată, ciocolată, artizanală. Ladă frigorifică aveți, de exemplu, pentru tăiat porc. Te când mă la țară, tai porcul să-l bag în ladă, de porc de la. Dacă scapă de pe ăsta porcine, să poți să-l bag undeva. Dacă scapă, avem lăs de la 100 până la 900 de litri. De litri? Vol. Și în kilogram, a, volumul, cât de mare este. Și, de exemplu, într-o ladă de 900 litri, vă scape un porc de 300 kg. Da. Făcut bucăți, bineînțeles. Făcut bucăți, nu. Deci nu aș putea să-l ascund cumva de Dragnea, de vesta porcine. Niciun caz, de Dragnea nu puteți ascunde nimic. Nimic. De Dragnea și de PSD nu puteți ascunde nimic și nu vă puteți ascunde niciun. Da? Deci singura soluție e evadare. Nu vă puteți ascunde nimic. Mă închidești. Cum a spus, n-am înțeles. Nu e PSD. Asta e. E salut național, e la ordinea zilei, este de ordine mondială. Tu ce vinzi aici? Costume populare. Costume populare, văd după portul tău popular. Ești popular îmbrăcat. Hai la mine că am reprezentantul acolo. Hai să mergem la reprezentantul tău. Costumul lui popular este costumul popular de sâmbătă seara, de ieșit în club. Ok. Și ajungem aici la reprezentanții din Tismana. Din Tismana. Domnule, vă rog, continuați. Firai tu să fii de murc. Firai tu să fii, că nu mai mă duc. N-am putere să te vând. Acasă nu te mai duc, ori te dau, ori te mânc. Cine a spus asta? Eu am spus acum, nu m-ați auzit. De ce ar trebui să vină dumneavoastră? Lasă, copiat-o de la altul. Cum am copiat-o? De la cine? Lasă, tată, spune mie. Și uitați că mai și una. Durururururum, duru, tot eu am inventat-o acum. De ce ar trebui să... Duru, bate cur. Asta era... E o referință, e plasarea de produs, vă rog, de săpunul acela celebru care spală și părțile intime, cât și fața și absolut orice. Domnule, dacă vă dau șuba mea, ce-mi dați la schimb? Nu. Adică, uitați, e un brand model, adică nu e așa orice. Nu are valoare ca mea. De ce? Ce valoare are șuba dumneavoastră în comparație? Uite, aș vrea să facem schimb cu aceea neagră de acolo. Da, păi și eu așa. Întrebați colegii mei, artiștii, artizanii așa. Doar o fotografie. Ar da pe aia, pe aia. Domnule, când ieșiți la horă în sat, duminica. Păi, dar mai e horă. Dar să zicem așa paradoxal că ar fi horă. Care ar fi modalitatea de agățare? Adică pe vremea horei nu exista Tinder, nu exista Facebook, nu exista astea. Era doar hora, acolo era sau la fântână să mai făcea agăț. Faci un clic de sârmă și așa. Deci asta e metoda de Londra de portofele, nu e metoda de la horă din sat. Dar dumneavoastră ați prins hora duminica. Și cum era la horă? Adică... Era bine de tot, pentru că aveam un nuc în intersecție și suiam lăutare în nuc acolo și noi jucam jos. Și lăutare, da? Când dau un nuc, adică și era cum ar fi linea closer to the moon, aveau acolo... Da. Ei cântau și noi jucam nebunii pe jos. Deci de acolo a venit treaba cu elicopterele care aterizează la Nuba. Lăutarii aduceau formația ca să dădeau jos. Cam așa. Da? Bine, domnule, păi și atunci, de exemplu, dacă vă plăcea o mândruță? Vă plăcea o mândruță? Vă plac și acum, am înțeles. Am încercat să vă zic, dar cum o abordați? Care era modalitatea de abordare a generației de dinaintea mea, să zic? Mă agățam, da, cum o agățați? La cârligul ăla. Păi la cârligul, poate în fața lui ar merge treaba asta. Da,
că avea 7 cârlige, ieșea ca peștele ăla, de mai fusese zbătut odată, știți? Dar acum eu vă întreb, cum deschideți o conversație? Care era icebreaker-ul? Care era... O călcați pe picior și zicea, scuză-mă, te-am călcat? Nu, dar nu vrei să... Nu, dar este cald și în sus. Foarte bun, foarte bun, vă mulțumesc frumos. Foarte bine, da? Hai să te includ aici, puțin. Spune-mi, de ce ai ales să te îmbraci așa azi? E 8 martie? De 8 martie? Unde ții florile? Florile deja au fost distribuite. Da? Către domni. Eu m-am gândit ca să scap mai ieftin, o să iau o pungă de floricele și doar o floricică la fiecare. E bine așa? Mult succes! Văd că aveți o piele. De ce este pielea aia de acolo? De porc mistreț. Adică... Unde e chiar? Cum ați prins-o? Unde e chiar nea? Cum? N-am prins, am cumpărat-o. Ați cumpărat-o? E porc mistreț românesc sau? Fără pestă porcină. Are buletin de România. Pot să mă, adică îmi permite să mă... Vă rog. Puteți să crească. Deci la cum te simți pe blana asta de porc, nu te mai simți niciodată. Deci dacă n-ai stat o dată doar pe blana de porc, deja începe să intre în tine, să te simți exact cum trebuie. Ca un porc. Știi când îți zice femeia porcule sau miroși ca un porc, poți să dai vina că e de la blană. Why do you have to visit Serbia? Why is Serbia a good destination for us? Serbia is very, very good destination. Why? About this clean nature in Serbia. Most rivers, mountains. You know what we know about Serbia? We know Kladovo, cheap booze and cheap food. Yeah, Kladovo is across the Turnu Severin. Yeah. But I'm from Knjazevac. Knjazevac is Sultan. I know what Knjazevac is. Novi Sad, another great city. Novi Sad is most... Beograd. Beograd capital city, Novi Sad second, and Niš, 300 cities in for most people. What do you recommend from your... My company is Timomed. What? Timomed is honey company. Okay. Voce, îți dă absolut orice, te face să te simți extraordinar mierea asta. This is for you. Suvenir, thank you. Spasiba? Kvala. Kvala.